Această seară, pentru prima oară, colegul nostru Radu Drăgănescu alături de noi. Să-i urăm bun venit. La trompetă, Marius Suciu. La oboi, Ana Maria Radu. La percuție, Patricia Maria Nicolae. La chitară, în dreapta mea, domnul Ionuț Mititelu. Eu sunt Bujor Stoicovici, vă mulțumesc că ați venit. Vă mulțumesc. Și aș vrea, în aplauzele noastre, să o invităm pe scenă pe Bogdana Maria. Bună seara. La asta urmează. Prințesa urmează. O să ne întâlnim sporadic pe parcursul nopții. Suntem mai mulți povestitori și de-aia. Și a trăit ca un prinț
cu ochii încolo. Dar undeva o prințesă pe o stea, la Vatmanul ingrat se mai gândea. Dacă ne întâlnim pe stradă și în ochi ne privim, să știi, dragă fată, că noi niciodată curat nu gândim. Când îți văd surâsul, îmi deraiază pulsul și cred că m-am stăcit. Îți ferești privirea, îmi blestem pornirea de a nu-ți fi vorbit. Pantoneon, te rog să-i cânți acum unui bufon ce a rămas pierdut pe stradă și toată lumea o să-l vadă rostogolit de-al său amor. Iar tu, chitară capricioasă, așează-te cu el la masă, răsfață-l în acorduri dulci, aștepti cuibii câțiva fulgi și fă-i visarea fabuloasă. Pășești înainte, mult prea cu minte, dar în urmă rămâne fantasmă. Și dacă vreodată ne întâlnim iar pe stradă și în ochi ne privim, să știi, dragă fată, că noi de-astă dată o să ne iubim. Bandoneon, te rog să-i cânți acum unui bufon ce a rămas pierdut pe stradă și toată lumea o să-l vadă rostogolit de-al său amor. Iar tu, chitară capricioasă, așează-te cu el la masă, răsfață-l în acorduri dulci, aștepti cuibii din câțiva fulgi și fă-i visarea fabuloasă.
va fi, de va vrea într-o zi cineva. Tu să știi, eu voi fi pe strada noastră. Bandoneon, te rog să-i cânți acunui bufon ce a rămas pierdut pe stradă și toată lumea o să-l vadă prostogolit de-al său amor. Iar tu, chitară capricioasă, așează-te cu el la masă. Răsfață-l în acorduri dulci, aștere-i cui din câțiva culci și fă-i visarea fabuloasă. Pe strada noastră ești fabuloasă. Ești fabuloasă. Pe strada noastră ești fabuloasă. Când vii pe strada noastră, mulțumim, Bogdan Tudor!
bună seara. Eu voi cânta o singură dată. Și mulțumesc lui John pentru interludiu foarte frumos. Eu nu-ți mititelul la chitară. În zonă transcendentală, no. M-a dus în zonă transcendentală. Și a trebuit să las mai jos microfonul, după K2, să nu mai mititor. De pe bancheta din spate văd asfințitul și nu mai știu unde mergem sau când am pornit. M-am săturat de sirene prelungi și de șarte, de ambuteiaje cu rol de sevraje. Vreau să mă pierd în drum pustiu, ce șerpuiește n-asfințit, ce șerpuiește n-asfințit, n-asfințit, ce șerpuiește n-asfințit, n-asfințit. Și dacă vrei să taci, știi că poți să faci, e ok așa. Și dacă vrei să tac, știi că pot să fac, e perfect așa. Și dacă vrei să taci, știi că pot să faci, e ok așa. Și dacă vrei să tac, știi că pot să fac, e perfect așa. E perfect așa. Zgomot între noi, vreau să vorbim, dar pentru reclame ne oprim. Simt că nu mai e loc deloc pentru gândul meu tot. Simt că sunt singur lângă tine, simt că sunt singur și în mulțime. Nu vrea nimeni să vorbească cu mine tăcând lângă mine. Știi că pot să faci, e ok așa, oh, da. Și dacă vrei să taci, știi că pot să fac, e perfect așa. Și dacă vrei să taci, știi că pot să faci, e ok așa. Și dacă vrei să taci, știi că pot să fac, e perfect așa. E perfect așa, oh, da. E perfect așa. Dacă vrei să taci, știi că poți să faci, e ok așa. Oh, da. Și dacă vrei să tac, știi că pot să fac, e perfect așa. Da. Și dacă vrei să tac, știi că pot să faci, e ok așa. Oh, da. Și dacă vrei să tac, știi că pot să fac, e perfect așa. E perfect așa. Mulțumesc tare mult. Bravo, Ramon!
Piesa se numește Ceasuri diferite. De repede, așa puțin, nimic, prea lungul, atât de fin, atât de repede, așa puțin, nimic, prea dur, atât. Mulțumesc! Dați-mi voie să...
să continuăm pe o notă absolut lirică și sentimentală. Dați-mi voie să-l invit în scenă pe domnul Vlad Gorneanu. Hei! Bună seara, doamnelor, domnilor. Formația, bine, formația. Mulțumesc. Bine, 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 da. Pentru prezență. Sunteți foarte drăguți așa cu lumina înspre mine. Știți ce interpretăm, nu? Dacă doriți, puteți să veniți la refren împreună cu noi. Come together over us. Hai să vedem. Liniște.
trecut liniște sau poți tu auzi Dragoslav. Mulțumim, Vlad, Gorneanu și Bogdana. Bogdana, tu te rog să mai rămâi. Mulțumim.
Mulțumim. Bogdana Maria, doamnelor și domnilor, acum avem un moment unic. Domnul Radu Drăgănescu a venit la noi nu cu mâna goală, ci cu o piesă frumoasă. Pianos. Și cu pianul ăsta. Și cu o piesă frumoasă pe care domnia s-a binevoit să o succes.
Radu Drăgănescu, Patricia Maria Nicolae. Să invităm doi domni pe scenă, o doamnă și un domn, în aplauzele noastre, cei doi Bogdani ai formației. Care erau șansele să cânt cu o Bogdană și un Bogdan? Următorul. Secundă, să aflăm de ce și cum și când
Noi ne-am găsit-o într-o viață împreună. Ascultă-mă, îmbrățișează-mă. Ascultă-mă, îmbrățișează-mă. Ascultă-mă. 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 Îmbrățișează-mă. Ascultă-mă. Mulțumim foarte mult!
în sus și te-am stricat. În pat era desigur alt bărbat. Când m-am trezit la pieptul său să-mi vină rău, luase din dulap tricoul. Care pe care.
E un meci foarte tare. Când timpul se scurge spre a sfințit, care pe care rănește mai tare. Când timpul se joacă la infinit, care pe care calcă în picioare și care pe care se afundă mai tare, care pe care se aude mai tare și care pe care se vede mai mare. La cine visează când te îmbrățișează, cui îi șoptește când te iubește, pe cine-și dorește când te privește, de ce nu mai crede nici când te vede, care pe care minte mai tare, inventând sentimente la nesfârșit, care pe care ignoră mai tare, se ascunde în gânduri citind printre rânduri, care pe care înșală mai tare, zâmbește și minte cu multe cuvinte, care pe care trădează mai tare, încearcă să fure prin paturi obscure. La cine visează când te îmbrățișează, cui îi șoptește când te iubește, pe cine-și dorește când te privește, de ce nu mai crede nici când te vede, e care pe care e un meci foarte tare. Când timpul se scurge spre a sfinți, care pe care e un meci foarte tare. Când timpul se scurge spre a sfinți. Prin forța lucrurilor la ultima piesă din această seară. Doamnelor și domnilor, nimic, dar nimic din toate astea. Thank you.
toate sunt numai pentru mine. Din toate astea nu vreau chiar nimic. Poate un pahar cu apă. Este primul moment, Katinka Stoicoviș pe scenă, însăși fiica lui Bujor Stoicoviș. Dar nu eu am chemat, știu că nu mă credeți, dar nu eu am chemat. Dar e o plăcere. Bogdan a făcut gestul. Katinka, bine ai venit pe scenă. Îți place? Mulțumesc. Mulțumesc că ne-ai acompaniat. Doamnelor și domnilor, în această seară, alături de noi, la percuție, Patricia Maria Nicolae. La oboi, Ana Maria Radu. La trompetă, Marius Suciu. La chitară, în dreapta mea, domnul Ionuț Mititelu. Doamnelor și domnilor, pentru prima oară alături de noi, la pian de data asta, domnul Radu Andrei Drăgănescu. Un om minunat pe care îl cunosc de foarte mulți ani, cu care am cântat foarte mult timp în proiectul lui, care se numește Zoom. Acum iată că a venit rândul să-mi întoarcă serviciu. Mulțumesc, Radu, pentru ajutor. Ți-a plăcut la noi? Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, pentru prima oară și fără să regizez nimic, Katinka Stoicoviș alături de mine. Recunosc sportiv că mi-a fost greu să cânt, pentru că am stopăta niște emoții. E adevărat că s-a sărit o piesă cu acordul nostru. Eu era o piesă la care țineam foarte, foarte mult, pe care cred că o știți și dumneavoastră foarte bine.
este la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la să ne trăiască Bujor. Mulțumesc. Să ne trăiască Bujor, auzi. Să ne trăiască Bujorul și să aibă mintea creață în continuare. Oricât e nevoie. Acum nu știu dacă cum să mai termin piesa asta. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit aici. Iată, sunteți martori. Ieri a fost ziua mea, Dana. Mulțumesc, Bogdan, mulțumesc, Atinca, mulțumesc tuturor celor... Nu știu cum împărțim tortul ăla cu toții. Vă rog să nu călcați în el, măcar eu să apuc. Mâine e ziua ta, nu? Luni, tata. Luni e ziua Patriciei, ne vedem aici! Da, acum... Vă mulțumesc încă o dată că ați venit aici, că suntem alături și așa, continuați, așa. Și nu știu ce să vă mai spun, că eu sunt mai, dar acum sunt foarte emotiv, pentru că știți, eu sunt vânzătorul de vise, eu sunt vânzătorul ambulant, hai pagă vreo două, trei fise. Aer de America, ți-am împachetat. Nimic din toate astea, nu vreau chiar nimic. 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 Nimic. Nimic din toate astea, nimic. Nu vreau chiar nimic. Nu vreau chiar nimic. Nu vreau chiar nimic. Nimic din toate astea, vă mulțumim! Nu vreau chiar nimic. Doamnelor și domnilor, alături de noi au fost Vlad Gorneanu, Bogdan Tudor, Ramon Grigorescu, poftiți! Îi puteți citi și pe așa? Mulțumim foarte mult, Mișa! Mulțumim foarte mult, Tudor Bâlcu, Irina Cornișteanu și toată echipa de la CreArt, care au facilitat treaba asta. Vă mulțumim vouă că ați venit!